dragii mei, am revenit din pauza de publicitate. Alături de mine este invitata mea specială, doamna Lili Savu Badea, căruia din nou vreau să-i mulțumesc pentru prezența în emisiune. Și, cum am zis și în prima parte a emisiunii, am atâtea întrebări la care nici nu știu care să mă uit, la care să vi le pun, cu ce să încep. Întreabă-mă ce vrei! Păi să știți că vă întreb de toate albumele astea și de toate colaborările care le-ați avut până în prezent și pe care le veți avea, pentru că aveți ce să ne spuneți și aveți suficiente de melodii pe care și noi le cântăm și le vom cânta și de acum înainte. Doamne ajută! Bucuria unui interpret este atunci când cântecele lui ajung la sufletul omului. Sigur că acum nu în totalitate, nu poți, n-ai cum să ajung. Imposibil. Acum, eu n-am adus aici decât ceva. Sigur că n-am făcut ceea ce trebuia întotdeauna, pentru că nu știu, ți-a mai spus, așa trebuia să fie, așa a fost voia bunului Dumnezeu. Nu am decât 10 albume, puteam să am mult mai multe, dar sunt și imprimări în radio, sunt și la Radio București, și la Radio Timișoara, și sigur că am activat cu foarte multe ansambluri. Am văzut țara în lung și în lat. Am văzut lumea în lung și în lat. Învârtită și răsucită. A fost frumos, mi-a fost drag întotdeauna să împort cu fală cântul bănățan și în egală măsură costumul, pentru că este foarte important ca un interpret să știe să poarte în egală măsură și costumul, care este indisolubil legat de ceea ce înseamnă cântatul. Nu te îmbraci cum trebuie, degeaba cânti. Degeaba și cânti, nu? Sigur că ne putem îmbrăca în țoale nemțești. Știi ce înseamnă țoale nemțești, știu, da? Știu, cum așa. Și costum popular atunci când trebuie să fie una într-o parte, alta în partea cealaltă. Deci, ce să spun, mi-a fost drag să cânt, vis-a-vis de, fac trimitere acum la costumul popular. A fost o perioadă în care alții și-au cumpărat mașini de mașini. Eu vreau să spun că am achiziționat, asta nu înseamnă că măcar cu coșia, nu, Doamne ferește. Am cumpărat foarte multe costume, foarte, foarte multe. Pot să zic că uite, chiar nu le știu numărul, dar atunci când îmbrac un costum, pentru mine costum nu înseamnă anumite piese din costumul popular, nu. L-am îmbrăcat de la cârpă și terminând în partea de jos. Exact aceeași treabă am și eu de vreo câțiva ani. Și nu-i bine? În urmă. Ba, da. Am zis, decât să am de aici una, de aici alta, deci să le tot combin, și când mă uit la mine tot, parcă nu-mi place cum arată, mai bine dau un ban, corect. Dar ăla corect. E costum. Așa e costum este, așa și poate că și peste 100 de ani așa tot este, costum absolut, va absolut. Rămâne. Decât să tot cârpesc lele, să tot le iau, să tot le adaug. Să tot acum, sigur că fiind vechi, ele se mai rup. Trebuie condiționate, clar. E clar. Și atunci și munca asta de recondiționare, trebuie să știi cum să o faci. Că dacă nu o faci cum trebuie, vai și amar atunci. Costumul nu-i mai aici conceput baba care l-a cusut. Care nu? L-a cusut și care s-a muncit și și-a stricat ochii așa acolo. E. Pentru... Așa e. Așa e. Ce înseamnă pentru dumneavoastră toate aceste albume realizate? O parte din sufletul meu, din ce trăirile mele. O parte din viața mea. Că până la urmă, tot ceea ce se întâmplă acolo, textul, liniile melodice, sunt parte din viața mea. Degeaba le cânti dacă nu le simți. Da. Uite, vreau să-ți mai spun ceva. Mama mea era bolnavă și eu trebuia să imprim... Nu am materialul respectiv, nu l-am aici. Nimica, că nu o să fie ultima dată, prima și ultima dată când veniți la noi în emisiune, nu? Trag nădejde. Și eu. Trebuia să înregistrez un album. Vreau să-ți spun că nici nu l-am mai înregistrat. De ce? Pentru că a fost unele dintre melodii. N-am putut să le mai înregistrez pentru că erau trimitere directă la mama mea. Vreau să-ți spun, mama mea a murit vinerea, joia, eu încă i-am cântat din cântece. Eu mi s-a făcut pielea găină. Și sigur, ea mi-a spus să le cânți, să te duci să le înregistrezi.
Și dacă eu mor, dacă astăzi eu am murit și tu mâine trebuie să te duci să cânți, tu te duci și cânți. Nu, cam... Da, vreau să-ți spun că mi-a fost drag să cânt și mi-este în continuare să drag să cânt. Vis-a-vis acum de acele cântece, n-am putut să le mai înregistrez. Poate că veți mai putea sau nu? Nu știu, n-am mai putut. Poate le dați la altcineva atunci. Cu siguranță, am dat foarte multe cântece. La tinerii ăștia, da, foarte, care foarte multe cântece am dat și la alții. Și, e păcat dacă sunt cântece bune și sunt cântece frumoase să rămână acolo. Acum, sigur, nu-i frumos și e frumos, e frumos ce-ți place. Ce-ți place, da, e adevărat. Dar poate că mama noastră de undeva de acolo, de sus, totuși dorește să le înregistrați. Da, poate că da. Și sunt convinsă că știe tot în permanență, știe tot ce facem și eu așa simt. Așa și e, pentru că mama e mamă, clar. Da, am avut o legătură specială cu mama mea. Haideți să mergem mai departe și să ascultăm pe doamna Lili Savu Badea. Sărbători însemna ce la 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 la, mai mândre în altă parce la 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 la, nizele mai fericite la 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 la, ca lângai dragi prăznuice la 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 la. Sfinte sărbători ne-adună pe toți la un loc, dă-ne, Doamne, viață bună, zile și noroc. Sfinte sărbători ne-adună pe toți la un loc, dă-ne, Doamne, viață bună, zile și noroc. Cu drag șopniesc, la 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 la, un pahar de vin domniesc, la 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 la. Sărbătorii creștine, la 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 la, să le petreșeți cu bine, la 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 la. Sfinte sărbători ne-adună pe toți la un loc, dă-ne, Doamne, viață bună, zile și noroc. Sfinte sărbători ne-adună pe toți la un loc, dă-ne, Doamne, viață bună, zile și noroc. Azi petrec cu neamul meu, la 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 la, și-l rog pe Dumnezeu, la 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 la, să dea la tot omul lume, la 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 la, sărbători cu mesă pline, la 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 la. Sfinte sărbători ne-adună pe toți la un loc, dă-ne, Doamne, viață bună, zile și noroc. Sfinte sărbători ne-adună pe toți la un loc, dă-ne, Doamne, viață bună, zile și noroc. La 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 la, să vă fie luminată, la 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 la, gândurile să nu fie, la 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 la, numai drag și veselie, la 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 la. Sfinte sărbători ne-adună pe toți la un loc, dă-ne, Doamne, viață bună, zile și noroc. Sfinte sărbători ne-adună pe toți la un loc, dă-ne, Doamne, viață bună, zile și noroc. Sărbători curace, la 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 la, și în suflet bunătate, la 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 la. Azi în zi de bucurie, la 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 la, nimeni singur să nu fie, la 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 la. Sfinte sărbători ne-adună pe toți la un loc, dă-ne, Doamne, viață bună, zile și noroc. Sfinte sărbători ne-adună pe toți la un loc, dă-ne, Doamne, viață bună, zile și noroc. Trecând de la sentimentalismul ăsta cu mama, cu copiii, cu de toate, aș vrea să vă rog să-mi spuneți cum ați fost primite prin străinătate. Pentru că vorbeam în intervenția anterioară că ați colindat țara în lung și în lat și
românii noștri, tot români, sunt ori în ce parte a țării s-ar afla. Indiferent unde s-ar afla. Vreau să-ți spun că bine. Uite, îmi amintesc acum, eram cu ani în urmă, prin 73, cred că 73, eram în Italia și atunci erau mai puțini români acolo. Dar cei care, în fața cărora am cântat, vreau să spun că au fost atât de pătrunși de ceea ce cântam noi acolo, încât atunci, după terminarea spectacolelor noastre, au venit să pună mâna pe noi, ca și când am fi fost, eu știu, și în minunie. Și atunci, cum să nu-ți placă, cum să nu-ți fie drag? Sigur că da. Și tot atunci, uite, de exemplu, am fost plecat odată o lună și vreo săptămână, tot în Italia fiind plecată, Lena, am simțit că vreau să cânt Trei culori cunosc pe lume. Deci pun mâna aici pe suflet, pe cuvântul meu de om. Am simțit că trebuie să cânt, sau pe al nostru steag e scris unire, unii dintre dumneavoastră credeți că mi-e zdrimacă, nu sunt. Dar am simțit nevoia să cânt românește. Românește. Deci cântul nostru patriotic. Patriotic. Acum mai vreau să spun ceva. La Bănățan, cântarea patriotică, știi care e? Ca Bănățan nu-i nimeni. Cam da. Ai, nu-i nimic, că în sinea lor bănățenii sunt mai făloși. Toată lumea știe asta, nu? Deci vreau să spun că am fost primită așa cum mi-a fost drag. Așa cum mi-a fost drag. Ai. Și le mulțumesc încă o dată tuturor celor care au fost alături de mine. Și au avut încredere în noastră până la urmă. Da. Oare planuri de viitor? Ce planuri de viitor aveți noastră? Mai am în lucru. Asta pentru că nu am timp. Aș fi vrut și ca probabil să... și din comoditate un pic. Că noi toate cum suntem așa. Da. Astăzi trebuie. Dar mâine. Facem mâine. Eu, știi, vreau să spun ceva. Eu am mare noroc cu soțul meu, Liviu. Uneori mă împinge de la spate, dar mă împinge că trebuie să mă împingă. Exact cum ai spus tu. Dar oare de ce, Lili, dacă ți-ai propus? Asta că și mâine ai zi. Eu știu tot așa. La săptămâna viitoare nu pot. Da, vorba ta, dar săptămâna care vine nu pot. Deci am în lucru încă piese și aș vrea măcar două până nu intru în post. Până nu se intră în post, măcar două să mai fac. Ca atunci când se termină și cu postul Paștelui, să pot următor, că nu vreau un postul Paștelui, nu, așa simt eu, așa simt eu că nu e bine. Că nu e bine. Da. Și aș vrea încă două piese care sunt faine, le-am făcut cu drag. Păi atunci trebuie să iasă, faine, n-au cum să nu iasă faine. Cred că da. Mergem mai departe și vă mai ascultăm cântând, după care revenim, pentru că ne apropiem cam cu pași repezi de... Așa repede? Așa repede. Păi noi nu vă mai lăsăm să plecați. Dacă n-aveți nimic de făcut astăzi, rămâneți bună de seară. Am de lucru, am. Haideți să ascultăm pe Lili Savu Badea. Sat mi-s plecată, de-aci n-ara fată, că în viață drumul ți-e sorcit. Casa părincească, vatra strămoșească, toace-s locuri ce nu le zăuit. Satul e frumos, ce-am îmblat pe jos, toată ulița în lung și-n lat. Vara-n prau tău, iarna pizza rău, primul joc aici l-am învățat. O crișcă de pită mâncă
cam toți făgită și aia tot cu gândul la copii. Nu cumva să pleșe, să nu se mai joașe, că de-n plâns nu mă puceau opri. Statule frumos, ce-am îmblat pe jos, toată ulița în lung și-n lat. Vara-n prau tău, iarna piță rău, primul joc aici l-am învățat. Am venit la maica, am venit la taica, de cât ce ori vreme am avut. Mai vin și acum, dar taica și muma îs numanii cu ane când mă uit. Satule frumos, ce-am îmblat pe jos, toată ulița în lung și-n lat. Vara-n prau tău, iarna piță rău, primul joc aici l-am învățat. Acas nu-i mai nimeni, că-s ori dus din lume și din geală să uită peste sat. Și sfăloși de frată când o văd în poartă, că mai ține și ei ori lăsat. Satule frumos, ce-am îmblat pe jos, toată ulița în lung și-n lat. Vara-n prau tău, iarna piță rău, primul joc aici l-am învățat. Satule frumos, ce-am îmblat pe jos, toată ulița în lung și-n lat. Au vara-n prau tău, iarna piță rău, primul joc aici l-am învățat. De cimișori de căraș, toată lumea știe că ni-s păcimași. Și de muzică, dar și de joc, dar și că ne suflet n-avem mai drag loc. Bănățanu-i om de omenie, când petrece și pe altumbie. Bănățanu-i om cu suflet mare, cine-i fruncea-i fruncea până moare. Unde se petrece neamul meu, ce lasă muzica fără niciun leu? Că de joc ne zâșe ori doinim, în tot bănățanul pacim să aprind. Bănățanul-i om de omenie, când petrece și pe altumbie. Bănățanul-i om cu suflet mare, cine-i fruncea-i fruncea până moare. Așa m-a fost vița și m-a fi, după joc și fală, bănăța nu știi. După cum se poartă și civan, și ce îi banatul pentru-n bănățan. Bănățanul-i om de omenie, când petrece și pe altumbie. Bănățanul-i om cu suflet mare, cine-i fruncea-i fruncea până moare. Când petreci odată în Banat, or
ce muța ieșa, cornai mai zuitat, că nu este gazdă în geopești, să nu-ți dea din suflet și străindă ești. Bănățanu-i om de omenie, când petrece și baltumbie, bănățanu-i om cu suflet mare, și ne-i fruncea, ai fruncea până moare. Bănățanu-i om de omenie, când petrece și baltumbie, bănățanu-i om cu suflet mare, și ne-i fruncea, ai fruncea până moare. V-aș ruga să-mi spuneți cu ce vă mândriți cel mai mult, și pe plan artistic, și familial, și de toate. Păi vreau să spun, în primul rând, mă mândresc cu copiii mei. Eram sigură și eram convinsă. Poatele mele. Exact așa. Cine este părinte știe că nu este gratuit ceea ce spun eu. Clar. Am dreptate? Da. Mare, chiar. Am copii frumoși. Oare am, de ce? Am nepoate frumoase. De ce se spune că bunicii își iubesc mai mult nepoții decât Hai să-ți spun copii. Ceva. Pentru că eu văd că și la mine în familie e la fel. Adică mama îl iubește atât de mult pe copilul meu încât copilul meu, și dacă plânge din dâcă sau din durere, da, de ceva, da, mama plânge lângă el. Da, așa a lăsat Dumnezeu să fie. Când mama mea trăia și fetele mele erau mici, dacă zicea una dintre ele sau eu știu, sau nepoții mei, copiii fratelui meu, îi spuneau mami, îi spuneau și ei, mame mele, mami noaptea, mami vreau cartofi prăjiți. Mama mea se executa, se ducea la bucătărie și făcea cartofi prăjiți. Dacă eu știu ce, mami vreau aia sau mami vreau aia, și întotdeauna i-am spus, mami, dacă tu faci lucrul ăsta, vor ieși niște răzgâiați și niște nesimțiți din acești copii. Și i-am zicea, las că vezi tu, draga mami, când ai fi și tu bunică, ai să vezi cum o să le faci și tu tot ce voili. Și mami a avut dreptate, pentru că eu, sigur că sunt și categorică în anumite situații. Sigur că da. Dar eu le fac toate voile nepoatelor mele. Dragi, le iubesc cu toată ființa mea. Știi că eu am nepoate triplete. Da, da, știu. Chiar... acum, când am fost în America, i-am arătat că ați postat ceva cu triplete și se spune, păi cum, că n-are cum să fie trei? Ba da. Uite, așa, și, sunt trei. Și vreau să-ți spun, fiică mea este mai mică decât tine, este slăbuță așa ca și tine. Slăbuță? Da, e slăbuță. Nu-l mânia pe bunul Dumnezeu, că nu e grasă. Nu-s grasă, dar deci este slăbuță, este micuță. Și de unde statură. Nu știu unde ori încăput. Sigur că a fost foarte greu. Din luna a șasea, ea a născut la 7 luni și, dar bunul Dumnezeu a ajutat-o să aducă pe lume 3 fete frumoase și nizdragi de nu se mai poate. Cred. Așa a fost, așa a vrut bunul Dumnezeu să fie. Ele au vreo înclinație spre muzică. Da. Le-am și văzut în costume naționale. Acum eu vreau să spun, știi, noi zicem cea mare, mijlocie și mică, după cum le-au scos, din burtica mamei. Cea mijlocie cântă, învață să cânte la pian. Sigur că nu vrea ea așa cum ar trebui. Eu de multe ori mă mai supăr și spun, uite care e treaba, bunii nu te forțează. Dacă vrei să cânți, cânți, și dacă nu mai cânți, gata, jos. Jos și du-te și te joacă, du-te și faci altceva. Nu. Acum, sigur că ar vrea să-și cânte, ar vrea să se joace. Are ureche foarte bună. Alessia, deci cea mijlocie, și cea mică, Selena, are voce foarte bună. Selena parcă mai bună vocea oare decât Alessia. Dar cea mare, Giulia, nu are nicio treabă, nu-i place, nu-i interesează. Cu toate că poate să fie adusă și ea, dar nu-i interesează. Dar mă gândesc că o să le sprijiniți dacă vor, când vor crește un pic mai mari și poate că... Cu toate că foarte multă lume, foarte multe cunoștințe îmi spun, Lili, dar de ce? Tu te ocupi de copii de la vârstă... vârstă fragedă. De ce nu? Dacă nu te-ai ocupat de fetele tale, zic, fetele mele n-au avut în glas ce au astea. Nu știu de ce, habar n-am, nu știu. Sigur că mă ocup de ele cu școala. Deocamdată asta e baza, da. până la urmă. Dacă îi rânduit ca să se canalizeze și în direcția asta, așa va fi. Doamne ajute! Oare dumneavoastră, dacă n-ați fi ales cântatul, muzica asta populară,
Ce ați făcut acum? Tot cântatul. Păi, nu v-ați gândit niciodată că poate că ați putea să faceți altceva sau nu. Ați fi vrut altceva? La bază sunt profesor de muzică. Sunt convinsă că tot asta aș fi făcut. Uite, când eu sunt copil de la sat, când am mers și am dat examen la liceu de muzică de la Timișoara, vreau să-ți spun că în prima ediție, bine să zic, când mă scap acum, în vară când s-au dat examene, n-am intrat. Și mama mea a mers ca să retragă dosarul, să pot să dau, că atunci nu fost înscrii ca acum. Da, nu, da, atunci s-a dat examen și asta era. N-am intrat atunci. Și când am mers ca să ia dosarul, ca să mă duc să dau examen pentru toamnă, sesiunea din toamnă, la Lugoj, eu fiind de la sat, de la Sinersig, directorul de atunci de la liceu de muzică, fie iertat directorul Perianu, a zis nu, pentru că este un copil talentat. Și atunci mami, care era foarte înțeleaptă, i-a zis, bun, dar atunci de ce nu a intrat? De ce n-a intrat dacă a fost talentat? Nu, că știți că se mai întâmplă, că n-a vrut ca să dea dosarul. Și vreau să spun că m-am dus în toamnă pentru 4 locuri, 5 locuri, ceva de genul, da? Și vreau să-ți spun că au fost 98, 99, ceva de genul. Eu am intrat atunci pe primul loc. Sigur că eu făcusem vioară, făcusem la Lugoj, la Școala Populară de Artă, făcusem canto, teorie, deci le aveam astea. Baza era... Da. Dar, sigur că așa trebuia să fie. Unde am vrut eu să ajung cu liceul de muzică? Eu am fost singurul copil de la sat. Care a putut să ajungă la liceul de muzică. Deci am fost singur. Atunci, în clasa în care eu am fost, eu am fost singurul copil de la sat. Fără ore în particular, cum se luau fără alea, ca să ajungă. Și știi cum, aveam o profesoară de franceză, care eu venisem cu rusă, am făcut rusă la școală, tot timpul spunea, fetițo, liceul nu este obligatoriu, te duci, lucrezi la colectiv. Și eu trebuie să învăț ca să demonstrez că până la urmă se poate. Atunci nici nu mă mir că tot muzica ți-a ales până la urmă. Da, pentru că mi-a plăcut. Vă ascultăm cântând și revenim. Haideți să o ascultăm pe Lili Savu Badea. Mai stai, bagi acasă, n-ai la 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 la, că-i vremea de coasă, la 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 la. În birt îți faci viacul, la 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 la, și bei de-ți pierzi capul, la 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 la. Tu precini și răchia, la 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 la, ți-ai beut bagi omenia, la 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 la. Când a ajuns seara pe acasă, la 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 la, dintre zile una treaz, la 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 la. Ce cheamă, la 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 la, la birtor căfană, la 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 la. Nici mort nu ai zâșe, la 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 la, că nu ce poți dușe, la 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 la. Nu știu ce facem, ce leagă, la 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 la, de ortașă, de uiagă, la 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 la. Că parcă ai fi cu lunat, la 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 la, cu toți birtașii de sat, la 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 la. Am vasă, la 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 la, dar n-o bei acasă, la 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 la. Acasă n-arezi minte, la 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 la, că nu-i civănită, la 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 la. Cu precinii și răchia, la 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 la, ți-ai beut bagi omenia, la 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 la. Când a ajuns seara pe acasă, la 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 la, dintre zile una treaz, la 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 la. Și
știință ce înțeleagă, la 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 la, s-o fi viața dragă, la 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 la, dar n-o fi lăsată, la 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 la, să-ți vei mincea toată, la 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 la. Nu știu ce facem ce leagă, la 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 la, de orta și de uiagă, la 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 la, că parcă ai fi cu nunața, la 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 la, cu toți birta și de sat, la 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 la. Deși-n seara asta, la 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 la, nu știu unță casa, la 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 la, un foc s-ar la noapte, la 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 la, mirturile toace, la 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 la, cu precinie și răchia, la 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 la, ți-ai beut bagiomenia, la 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 la, când ai ajuns seara pe acasă, la 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 la, dintre zile una treasă, la 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 la. Nu știu ce facem ce leagă, la 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 la, de orta și de uiagă, la 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 la, că parcă ai fi cu lunața, la 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 la, cu toți birta și de sat, la 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 la. Dragii mei telespectatori, am ajuns la finalul emisiunii Veselește-te cu noi. A fost o plăcere și o mare bucurie pentru mine să o am în casa televiziunii Info HD pe doamna Lili Savu Badea, pe care am spus și la început emisiunii că o îndrăgesc și o respect foarte mult și mă bucur din suflet că a acceptat să vină la noi la emisiune. Sperăm că nu va fi ultima dată, pentru că prima dată nu e. Ați mai venit la filmările mele de Paști de anul trecut și sunt convinsă că dacă nu o să veniți de dragul televiziunii, poate veniți de dragul meu și data viitoare când o să vă mai chem. Îți mulțumesc tare mult. Sigur că a fost și este o bucurie și o onoare pentru mine să fiu alături de tine. Ți-am spus că mi-ești dragă. Alături de toți cei care lucrează aici la televiziune, sunteți niște profesioniști și asta e mare lucru în ziua de astăzi, când mulți încearcă să facă televiziune și fac altceva. Noi ne străduim să ne iasă bine, ne și dorim să ne iasă, iasă bine. Iasă bine, vă mulțumesc din toată inima, din tot sufletul. Și eu mulțumesc frumos și data viitoare sunt convinsă că o să pot să vă întreb tot ce am de întrebat, pentru că sunt multe lucruri pe care le-aș mai fi vrut să le mai discut cu dumneavoastră sau să ni le mai spuneți. Și nu am apucat în emisiunea asta. Dar sigur că timpul e limitat, da. Și asta este. Oricum îți mulțumesc din toată inima și din tot sufletul. M-am simțit foarte bine, a fost o zi faină. Mă bucur și mulțumesc din suflet pentru că ați acceptat invitația. Dragii mei, eu sunt Lena Miclăuș și până data viitoare vă doresc toate cele bune, vă doresc o duminică frumoasă, plăcută, așa cum vreți dumneavoastră și sunt convinsă că această emisiune a fost pe placul dumneavoastră și că ați stat până la final alături de noi, pentru că noi ne-am dorit din suflet să fiți alături de noi. Și ce să vă mai zic, eu sunt Lena Miclăuș și vă doresc toate cele bune. Să ne vedem cu bine săptămâna viitoare!
cine mă par, lângă cine am zile bune, cât vorbili nu pot spune. Viața cu cine mă par, lângă cine am zile bune, cât vorbili nu pot spune. Bage noroc și alinare, tu ești parcea mea de soare, dragostea dâncinăreață și ortacul meu de-o viață. Izvoraș cu apă dulce, uite viața cum mă duce, tot mai departe de casă și dorul de-ai mei mă apasă. Izvoraș cu apă dulce, uite viața cum mă duce, tot mai departe de casă și dorul de-ai mei mă apasă. De-aș putea așa într-o toară să mă doar așa la țară, și când mă întorc de la lucru să aud cum cântă cucu, și dimineața să simt mirosul de fân cosit. Văzut de-atâtea ori peste tot grădin cu flori, dar nu așa de frumoase ca în curtea casei noastre. Am văzut de-atâtea ori peste tot grădin cu flori, dar nu așa de frumoase ca în curtea casei noastre. De-aș putea așa într-o toară să mă doar așa la țară, și când mă întorc de la lucru să aud cum cântă cucu, și dimineața să simt mirosul de fân cosit. Azi am bani, dar gânduri multe, doruri câte și mai câte. Oare bine am făcut eu că am plecat din satul meu? Azi am bani, dar gânduri multe, doruri câte și mai câte. Oare bine am făcut eu am plecat din satul meu? De-aș putea așa într-o toară să mă doar așa la țară, și când mă întorc de la lucru să aud cum cântă cucu, și dimineața să simt mirosul de fân cosit.